Ne întoarcem la cuțite unde șefii se bat la plăcinte pentru o amuletă specială. Miroase amigdale, mere, carne de miel și brânză cu mărar. Gata. Crema de vanilie, Dan. Ai păcălit-o? Cum să mă păcălească ea pe mine? Când se taie, blender și gheață. Fac eu cuca, nu fac ceilalți doi, care iau foile gata făcute de la pachetel. Eu muncesc. Fii atent acum. Hopa! Și la interior să fie așa ceva cu gust de migdale. E o rețetă inedită, e o rețetă gustoasă, e o rețetă frumoasă, arată bine. Te cheamă la ea, e de asta. Bag la cuptor, aia e treaba, asta se umflă, astea se crocănțesc. Și fie interesant. Hai că mi se face caramelul așa interesant. Dăm cu puțin vinachis, puțin unt. Am mai pierdut 10 minuțele aiurea, ceea ce nu e în regulă. Dar totuși sper să am timp să mi se facă plăcinta, să fie coaptă cum trebuie. E multă scorțișoară, nu? Chiar mai trebuie. Hei! Lasă-l luăm foc! De ce mi se strânge coca? Ai purtat și tu frumos cu ea, ai vorbit frumos cu ea? Da, am vorbit cu ea, da. Am aranjat merele frumos, am pus caramelul deasupra, am pus foile de plăcintă, am tăiat și o fâșiuță așa, pac, pac, frumos, am aranjat acolo, am făcut zăbrele. Cu timpul cam, trebuie să-mi stea 40 de minute la 180 de grade. Acum eu sper să iasă. Atmosfera în bucătăria șefilor aduce a plăcintărie animată de șefi, puși pe chef și veselie. În bucătăria concurenților, treaba e mai concentrată, căci miza fiecăruia e mult mai aplicată. Ia-ți o tată. La plăcinte, datorită faptului că nu ai decât învelișul ăla crocant, cum să o scoți în evidență dacă nu o scoți când are culoarea cea mai frumoasă? Este un moment când fiecare preparat îți spune singur, acum scoate-mă de aici. Ei, dacă ai prins momentul respectiv, plăcinta îți spune, uite, acum sunt perfectă. Și a mea chiar că arată plăcintă. Deci e plăcintă, nene. Am făcut un singur tip de plăcintă, dar l-am pus în 3 foi diferite să văd pe care îl montez. Trebuie să o pun aici așa, să se răcească. Am scos plăcinta din cuptor, arată extraordinar de bine. A trebuit să o întorc de vreo 2 ori, că era caldă, trebuia să o scot de repede din tavă. Mi-a ieșit, nu s-a rupt. Gata, s-a umflat cât trebuie. Ia uite-le, Sorinaccio. Ba, arată bine, da. Arată bine, rău. Zău, arată bine. Chiar n-are nimeni nicio șansă astăzi în fața mea. Venga, am un super plăcintă. Să mergem la degustare, zic. Plăcintă cu brânză, cu măsline. Era să zic cu măsline. Da. Cu mărar. Dacă vrei tu așa. Și ce sos ai făcut aici? Ultima, că pe urmă nu o să mai înțelegi nimic din asta la altă. În momentul în care bagi o plăcintă în gură, trebuie să fie și ceva dulce. Și atunci, înăuntru, e un pic dulce. I-am făcut și un sos de vanilie. Pun peste? Da. Ha, iau. Ajunge? E, da. Rețeta mi-a dat-o Florin Dumitrescu. Deci dacă... De la plăcintă sau de la sos? De la sos. Să vedem. Hai. Am folosit 80% din rețeta lui Florin Dumitrescu pentru sosul de vanilie. Doar l-am întrebat cum se face, dar eu am făcut cum l-am vrut eu. Nu mi-am dat impresia că e lui, dar nu era lui. Un picuț cam moale, dar... Fabulos. Deci sunt foarte mulțumit de la plăcintea. Deci o plăcintă cu brânză sărată și mărar se mănâncă cu sos de vanilie. Băi, ceva ciudat. Că merge brânza cu mărar, merge cu sosul de vanilie. Băi, incredibil. Mă simt vinovat că îmi place, pentru că nu înțeleg atât de bine toată povestea asta. Combinația asta între brânză sărată și zahăr, se pare o aiureală. Îți spun o fază. Ăsta îl fac la festivalul meu. Și toată lumea e nebunită după așa ceva. Da? Da. Dar nu cred că îi dai și sos de vanilie. Ba da. Și sos de vanilie. Da. Plăcinta lui ar putea să stea foarte bine acolo, lângă alea registrate la OSIM. Saramura fără sare, tartarul de somon cu mus de ciocolată, șnițelul de foie gras, Cătălin... Inventatorul. Colegii sunt puțin invidioși pe faptul că a mea arată foarte bine. Nu știu, el știe ce a ales. Știe mai bine. Plăcintă cu mere, așa, înghețată de vanilie. Ce să vezi? Prima oară am vrut să fac și eu sos de vanilie. Dar pentru că aveau și ceilalți doi, i-am preferat să folosesc înghețată de vanilie
Când ai făcut cu scorțișoară, înghețata, da, mai devreme. Azi au făcut merele. Acum sper să guste și Bogdan doar din partea de deasupra, știi? Foarte gustoasă crusta de deasupra. Îmi place foarte mult. Parcă merele nu le-a ales bine. Pare că ar fi trebuit un alt fel de mere, un alt stil de mere. Și probabil dacă le-ar fi tăiat mai mici, probabil ar fi ieșit mult mai ok. Dar cred că s-a complicat azi. Eu mai trebuia să mai stai în cuptor un pic. Trebuia să mai stai în cuptor, da. Al Sorin nu era la gust. Doar că se vede clar în momentul în care o tai, a scos-o repede din cuptor și... Arată bine asta, deasupra cel puțin, crusta mi-a plăcut cum a ieșit. Ei trebuia să mai stea vreo 10 minute. Dar poate merele să fie altele. Am folosit Granny Smith și sunt puțin mai dure. Ia să-l vedem pe Dumitrescu. Mi-e place foarte mult rețeta asta, jur. Mi se pare că e una dintre cele mai interesante rețete de toamnă pe care le au francezii. Pentru că e genul de rețetă care are contrastele la textură. E și pufoasă și crocantă în același timp. Pe lângă asta, combinația de gust dintre migdale, prunele afumate și sosul de vanilie. Senzație. Mm, important e că s-a copt. Da, s-a copt, că asta pare un pic cam tare. Nu, dai să gust, că nu-mi dau seama. Copt. Gustul ăla de migdale, vezi? E coaptă. Pentru gustul meu, foarte, foarte, foarte dulce. Da, dar mi-ai dat cu de-asta. I-ai dat cu de-asta? Așa e la fel de dulce. Da, e dulce. E foarte dulce, dar așa trebuie să fie o plăcintă. Mi se pare foarte, foarte dulce. Spun sincer. Dumitrescu a avut o rețetă foarte ingenioasă. Numai că, la final, a dat cu zahăr în ea, nene. Ha, mă, că nu e chiar așa de rea. Bă, o să vedeți, dar cea mai echilibrată mi se pare asta. Poate trebuia să mai stai vreo 10 minute pe la cuptor. E cea mai gustoasă, mi se pare. Normal că. Dar eu astăzi am cele mai mari șanse, tată. Așa că hai noroc, să dea Dumnezeu că uite, m-am și pregătit, am cumpărat, am făcut investiții astăzi. Cred că azi e cheltuit banii degeaba. Și că eu am pus o rețetă nouă pe masă, s-ar putea să vă pare rău la amândoi. Am plecat, la revedere. O să-mi iau primul. Cred că ai cheltuit banii degeaba azi. O plăcintă lungă, așa, de la zici că era un strudel, pe un fund de lemn. Așa, și